exclusivul său și pe Duhul Sfânt în veci. Amin. A lui să fie toată cinstea, slavă și gloria. Este Fiul lui Dumnezeu, este Domnul Domnilor, Împărat al Împăraților și Regea Regilor, slăvesc-i să frumosul lui Dumnezeu. Mi se face foarte mult o plăcere să vorbesc despre Domnul Iisus, că pentru că El este Împărat, El este Rege, El este Domn. Și la cuvântul Lui se a făcut și se face totul, mai să fie Domnul. Și dacă știu că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu l-a învins moartea, și a călcat pe moarte, și din mormânt a înviat, și s-a înălțat și este de dreapta lui Dumnezeu. Glorie lui. Și mijlocește între om și Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Și noi, indiferent orice problemă am avea, orice am fi, noi știm în necaz, mai mult sau mai puțin, noi prin Iisus Hristos, ne rugăm la Tatăl și adresăm diferite rugăciuni. Și pe unii ne ascultă pe loc, iar la unii rămâne pronunțarea în timp. Aceasta o face Domnul. Cum binevoiește? Și sunt un fel de rugăciuni care probabil rămân așa. De ce? Pentru că Dumnezeu este Cel care ne aude de multe ori, ne aude urechea Lui, dar probabil nu ne ascultă, nu ascultă. De ce? Fiecare știe. Fiecare poate să știe relația lui personală care o are cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt, mai să fie Domnul. Dar eu cred că este mai cuvincios ca, în primul rând, să ascult eu de Dumnezeu, de Iisus Hristos, și atunci când căutăm lucrurile acestea, să știți că nici nu ne lasă. Orice problemă avea, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cheamă-mă în ziua necazului, Psalmul 50, cu versetul 15. Ai necazuri? Cheamă pe Domnul. Este măsură să le rezolve. Și le rezolvă să vii să fie Domnul. Că nu se uită la fața noastră. De multe nu se uită la faptele noastre, pentru că sunt slabe. Suntem oameni cu probleme și suntem oameni slabi. De aceeași, am venit la El să ne rugăm. Și mărturisirile pe care de multe ori le-am pus la inimă, pe care le-a făcut fratele Cornea. Și mulți preați care vestesc cuvântul lui Dumnezeu în bisericile Domnului și cred în minunile lui Dumnezeu, în vindecările minunate. Eu vorbesc și eu despre aceste lucrări, despre aceste vindecări, pentru că am văzut multe vindecări. Și dacă am văzut aceste lucruri, n-aș putea neca niște lucruri sau n-aș putea spune că Dumnezeu nu lucrează, că nu am eu credință de ajuns, păi credințele cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Aici e problema. Dar dacă ne apropiem de El, în primul rând, trebuie să credem că există Dumnezeu și că răsplătește pe Cel ce-L caută din inimă slăvit să fie Domnul. Câte vreme că voi căuta și vei căuta pe Domnul din inimă, nu vei rămâne răsplătit. Că dacă un pahar de apă de întinde cuiva, nu se pierde răsplata, mări să fie Domnul. Și fiecare știe că trebuie să facă și o faptă bună, fiecare știe că trebuie să dea-i dovadă că este pocăit și asta mai departe ne ajută Domnul Iisus, mări să fie Domnul.